Ziua bună, dragilor! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și blogger la lauralaurențiu.ro și vă întâmpin cu bucurie în bucătărie la mine, unde vă invit să facem împreună un nemaipomenit desert, rulada pavlova. Nu este prima dată când o pregătesc, pentru că aproape același preparat, dar sub o denumire mai simplă de ruladă de bezea cu migdale, mascarpone și zmeură, stă pe blogul meu publicată de poate 10 ani de zile, iar o altă variantă am publicat-o și în cartea mea duminica la prânz. Dar dacă trendul actual este să denumim acest desert ruladă pavlova, de ce nu? Cine sunt eu să mă opun? Până la urmă, într-adevăr, ingredientele sunt aproape identice cu cele ale celebrei prăjituri pavlova, pe care o găsiți și pe ea publicată pe blogul meu, linkul doar ce a apărut în stânga sus a ecranului. Pentru blatul de ruladă din bezea voi folosi 5 albușuri, voi folosi 125 de grame de zahăr tos și 100 de grame de zahăr pudră vanilat, 30 de grame de amidon, un praf de sare, o lingură de oțet și cam o lingură mare cu fulgi de migdale. Pentru umplutură voi folosi 250 de grame de mascarpone, 200 de ml de smântână pentru frișcă cu 30% grăsime, care e absolut necesar să fie foarte rece, bine răcită în frigider, preferabil peste noapte, 30 de grame de zahăr pudră, 2 linguri de extract de vanilie, un praf de sare și 200 de grame de zmeură proaspătă. Evident, voi începe cu blatul de bezea, pentru care deja am pregătit tava cuptorului și am așternut-o cu hârtie de copt. Aici am albușurile pe care le pun în vasul mixerului, toate deodată. Adaug de la început un praf de sare. Cuptorul este deja pornit și setat la 160 de grade Celsius, iar în continuare voi mixa albușurile cu sarea până când cresc mult în volum și obțin o spumă albă ca zăpada. În momentul în care observăm că s-a format această spumă densă, așa cum ne dorim, adăugăm oțetul și apoi treptat zahărul tos. După ce zahărul se dizolvă complet, oprim mixerul și peste bezeaua bine bătută presărăm zahărul pudră vanilat, cele 100 de grame și cele 30 de grame de amidon. Încorporez ingredientele uscate în bezea folosindu-mă de spatulă cu mișcări delicate pe înălțime. Ca să evit să-mi zboare hârtia de copt în cuptor în timpul coacerii de la ventilație, eu obișnuiesc să o fixez cu puțină compoziție și acum o să răstorn pur și simplu toată compoziția din castron în tavă. După cum vedeți, este foarte fermă, foarte bine bătută. Și apoi cu o spatulă o să întind pur și simplu toată bezeaua asta pe suprafața hârtiei de copt. Nu este foarte important să ne iasă atât de mare cât tava de la aragaz, nici să aibă marginile laterale foarte drepte, dar e important să fie într-un strat de grosime uniformă. Iar după ce am nivelat bine compoziția în tavă, tot ce voi face va fi să o presar cu migdale, care sunt opționale. Nu e absolut necesar să le folosiți, însă ceea ce e diferit la această ruladă față de pavlova originală este faptul că nu are niciun strat crocant, iar fulgii aceștia de migdale, așa puțini cât sunt, oferă ruladei acea notă crocantă de care are nevoie pentru a asemăna cât mai mult cu autentica pavlova. Iar acum o să dau bezeaua la cuptor pentru 25 de minute la 160 de grade Celsius. Dacă aveți cuptor cu ventilație, temperatura de 150 de grade, ventilat, va fi suficientă. După 25 de minute, blatul s-a copt. Are culoarea asta rozaliu, aurie și miroase minunat. Iar următorul pas de făcut este să îl răstorn pe o hârtie de copt pe care am pregătit-o aici, pe care o să o presar cu puțin zahăr pudră ca să evit lipirea ruladei de bezea de aceasta, lucru pe care, evident, nu mi-l doresc câtuși de puțin. Îl trec prin sită și îl presar pe toată suprafața. Iar acum o să ridic cu grijă bezeaua din tavă și o să o răstorn peste această coală cât de delicat posibil. Desprind hârtia de copt cu grijă ca să nu cumva să se rupă bezeaua.
De altfel, acesta cred că este pasul cel mai migălos al întregii manopere. Nu e chiar deloc greu de făcut acest desert, ci e foarte de efect. O las să se răcorească, deci, pe această coadă de hârtie de copt și după ce este rece, o umplu cu crema de mascarpone frișcă și zmeură și am terminat. În timp ce blatul de bezea se răcorește complet, eu o să pun mascarponele în castronul mixerului, tot conținutul cutiei, toate cele 250 de grame. Adaug zahărul pudră. V-am spus, eu folosesc doar 30 de grame de zahăr pudră pentru că doresc această cremă să fie foarte slab îndulcită ca să compenseze dulceața blatului de bezea. Dar dacă doriți, puteți să ridicați conținutul de zahăr până la 50 de grame. Am adăugat aici și smântâna pentru frișcă. Pun și praful de sare, extractul de vanilie. Iar acum o să bat bine mascarponele cu frișca până când voi obține o compoziție spumoasă și consistentă și, lucru care nu trebuie neglijat, atât brânza mascarpone cât și frișca au fost bine răcite în prealabil, altfel existând riscul să se separe în timpul mixării. Iată, în doar 2 minute de mixare am obținut această cremă foarte spumoasă și consistentă, cu care voi umple imediat rulada. Am transferat blatul de bezea cu tot cu hârtia de la bază pe un șervet curat de bucătărie și acum o să adaug crema. Untind cu spatula, apoi adaug zmeura, distribuind-o uniform pe toată suprafața și apăsând-o ușor să adere bine de cremă. Și acum nu mai trebuie decât să rulez foaia de bezea, ajutându-mă de hârtia de copt de la bază, zahărul pudră pe care l-am presărat pe hârtie ajută și el, căci nu se va lipi de aceasta. Ăsta a fost scopul pentru care l-am adăugat, de fapt. Și gata! Asta este prăjitura noastră. Odată asamblată, transfer rulada pe un platou, o acopăr bine și o dau la frigider pentru măcar o oră înainte de servire. Înainte de a oferi la masă, o presar cu zahăr pudră vanilat și o decorez cu frunze proaspete de mentă. Iar acum, iată, nu mai trebuie decât să o degustăm. Dragilor, sper că v-a plăcut și vouă rețeta de ruladă Pavlova și că o veți încerca. Mai multe detalii despre rețetă veți găsi pe blogul meu, iar link-ul spre articolul cu rețeta de pe blog îl găsiți în descrierea videoclipului. Vă invit și să vă abonați la canalul de YouTube Laura Laurențiu, unde în curând vă aștept cu noi rețete delicioase. Pe curând!